fața dumneavoastră se prezintă Partidul Ecologist, Organizația Municipală Chișinău. Eu sunt secretarul general al Partidului Ecologist, îmi spune Andrei Dumbrăveanu. Aici sunt colegii noștri, primici președinte și chiar președinte interimar al Organizației Teritoriei Chișinău, domnul Cipotari, domnul Olaru Valentin, șeful sectorului Botanica, a Partidului Ecologist, deci șeful sau președintele Organizației Botanica a Partidului Ecologist și domnul Radu Constantin, președintele Organizației Teritoriale Ciocani, cu satele din Suburbii. Și vicepreședintele la Buicani, domnul Sergio. Deci, noi trăim acum, stimați colegi, zile foarte încordate, suntem în campanie electorală, sunt momente când trebuie de luat decizii, decizii care ne privesc pe noi toți, pentru că în joc este interesul național. Partidul Ecologist niciodată n-a fost în afara intereselor care țin de viața de mai departe a populației din Republica Moldova și chiar și din municipiul Chișinău. În aceste circunstanțe a trebuit ca organizația teritorială, pentru că există o subordonare în partid și în partid există și o anumită autonomie, deci deciziile le iau organizațiile teritoriale, cât ține de campaniile electorale, însă aceste decizii sunt aprobate de biroul permanent, sunt aprobate și susținute de Consiliul Național al Partidului. Deci, organizația teritorială Chișinău a luat o decizie vis-a-vis de susținerea unui candidat, unui singur candidat în alegerile pentru primarul municipiului Chișinău. Această decizie o să vă facă cunoștință cu ea președintele interimar, domnul Cipotar Gheorghe. Poftim. Poate un pic microfonele mai aproape. Da. Bună ziua, Hristos Aluiat! Domnul Dumbrăveanu a vorbit în momentele cele mai importante care sunt la momentul actual. Și eu vreau să menționez la rândul meu că toate au fost circunstanțe care au influențat la activitatea Partidului Ecologist, mă refer mai mult la activitatea organizației teritoriale Chișinău, municipiul Chișinău. Și părere de rău, vreau să spun, da, n-am avut posibilitatea, nu s-a registrat echipa organizației teritoriale Chișinău, că să participăm la alegeri pentru a susține candidatura la primarul general. Declarația o fac în felul următor. Am hotărât ca, adică eu din numele Consiliului întreg, să susținem candidatura lui Dorin Chirtoacă la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Dorim ca un primar să fie cu viziune europeană și prin activitatea sa, având în față valorile naționale și scopul de a rezolva problemele locuitorilor municipiului Chișinău, a municipiului în general probleme, întregime, pentru a continuare municipiul Chișinău să devină o capitală europeană și în continuare state european, Moldova. Cred că vom fi demni și în continuare o obținem locul și noi în Uniunea Europeană. Altceva, dacă aveți întrebări... Deci, domnul Olaru, vă rog. A, domnul Olaru. Întrebările mai târziu. Eu sunt președintele organizației din sectorul Botanica a Partidului Ecologist. În organizația noastră
majoritatea sunt tineri studioși, studenții, care aspiră la un viitor luminos într-un oraș prosper și curat din toate punctele de vedere. Pentru a atinge aceste obiective avem nevoie de un primar general cu viziuni moderne asupra dezvoltării orașului. Cu calități de conducere democratică și cu aptitudini de a realiza și ce și-a propus și ce a promis pentru oraș și pentru oameni. Reșind din situația creată la momentul dat și ținând cont de faptul că Dorin Chirtoacă, dintre toți candidații la postul de primar general al Chișinăului, a realizat cele mai multe proiecte, mai multe și însemnate proiecte, pentru îmbunătățirea situației ecologice în oraș, plus obligațiunile ce și le asumă într-o continuare a activității sale și în această direcție, organizația teritorială a sectorului botanic, a Partidului Verzilor, susține candidatura domnului Chirtoacă la funcția de primar general al Chișinăului și cheamă toți locuitorii capitalii să o facă cu votul său pe data de 5 iunie. Vă mulțumim. Întrebări? Dacă sunt acum, da. Aceasta este și poziția întregului partid. Deci, domnul Marian Cebot. Pot să vă spun că în mare parte, politica Partidului Ecologist dintotdeauna a fost taxată pe principii morale sănătoase. Noi am fost de partea adevărului, atât istoric, cât și adevărul ecologic. Deci, partidul nu poate merge pe o altă poziție. Sigur că în partid ar putea să fie și oameni care poate au alte viziuni. Însă, în mare parte, partidul este axat pe continuarea ceea ce a fost început, de fapt, de predecesorii lui Chirtoacă. Ceea ce a început Nicolae Costin pentru Chișinău. Chirtoacă este cel care continuă și este exponentul tânăr. Deci, în această ordine de idei, noi susținem tinerețea și susținem ceea ce Chirtoacă a început. În aspect istoric, în aspect ecologic, în aspect cultural și chiar în aspect social în municipiul Chișinău. Dar câți membri ar organiza teritoriul? Asta să vă spună domnul Cipot. În fiecare sector avem activi. Undeva între la 200 în fiecare sector. Membri. În fiecare sector. În jur la 200 persoane avem activi membri. Noi avem simpatizanți, membri în municipiul Chișinău. Am discutat cu mai mulți reprezentanți al partidului în municipiu și cu simpatizanții noștri. Sigur că ei aprobă decizia care a luat-o organizația teritorială Chișinău. Este o decizie, credem noi, matură politic și îndemnăm populația să susțină această decizie. Pentru că sunt și alte partide care stau astăzi la Dumnezeu. Deci eu cred că este cea mai bună decizie și cel mai bun exemplu de a fi urmat și de alte partide. Dar printre cei care ați spus că ar putea să se opună, poate fi și președintele partidului Braga? Cu dânsul se va mai vorbi. Nu e exclus. Dar este domnul membru biroului aici, are părinți. Mulțumesc. Eu am vrut să zic că ecologiștii din Capitală și din Republica Moldova nu sunt concentrați numai în Partidul Ecologist. E și firesc. Există o sumedenie de alte organizații care vor un Chișinău cu adevărat ecologic și în acest context, eu care reprezint și Mișcarea Ecologistă din Moldova, vreau să vă spun că noi susținem ideea unei capitale europene. Iar o capitală europeană noi o vedem pentru următoarea perioadă în frunte cu actualul primar Dorin Chirtoacă.
Și cred că și multe alte organizații împărtășesc acest punct de vedere. Vă mulțumesc. La nivelul european, Partidul Ecologist are candidați prin primării, în sat, în comune, deci, la etapa actuală, noi avem 3 candidați la funcțiile de primar în municipiul Chișinău. În Dorlești este Tudor Florea, în comuna, în satul Ghidighici este Serafim Isac și Margareta Palade în Batra. Dar în total sunt 300 de oameni care candidează la diferite funcții în toată Republica. Și Margareta Palade. Eu vreau să mai adaug, stimați colegi, că este semnificativ că noi azi, anume ecologiști, vorbim despre o capitală în viitor, o capitală dezvoltată în frunte cu un primar tânăr cu viziuni europene, anume azi când e ziua parcurilor, ziua mondială a parcurilor e declarată. Și azi a fost o manifestare la Parcul Dendrologic, îl știți, e o perlă a Republicii Moldova și anume în vremea asta cât a fost Dorin Chirtoacă la primărie, s-a investit în parcul acesta și el este unul din frumusațele noastre colecții dendrologice și zona de agriment și anume datorită lui în vremea asta cât a fost la primărie Dorin Chirtoacă, s-a investit mult. Cu această colecție care de ani de zile s-a format, acum este cale de dezvoltare mai departe, e o frumusețe rară și noi sperăm că venirea lui din nou la primărie o să dezvolte și mai departe spațiile verzi a orașului Chișinău. Este baza ecologismului. Vrem noi sau nu vrem. Fără spații verzi, degeaba vorbim despre ecologie în Dioști. Am înțeles, partidul o susține pe Dorin Chirtoacă, dar la consilier aveți candidaturi sau candidați? Deci, am menționat să fiți asta. Da. După circunstanțele care s-au creat, n-am fost, nu participam, da? Nu ne-am înregistrat la CEC, nu am participat la consilier. În oraș, consilieri sunt. V-ați referit la municipiu? În localitățile numite, noi avem din municipiu, noi avem înaintați consilieri. La oraș. Da, la oraș. Aceste motive care ar fi? Nu aveți candidaturi bune sau... Deci, au fost mai multe circunstanțe. Eu cred că decizia care a fost luată astăzi, până la urmă, este cea mai bună și anume conform am fi fost noi sau n-am fi fost până la urmă, cred că această decizie ar fi fost luată. Trebuie să-și formeze singură echipa. Da. Ca să poată lucra mai departe. Așa e viziunea noastră. Da. Adică folosesc această ocazie ca să... ca să pun totuși câteva accente, dacă mă consider de 30 de ani în domeniul mediului, vreau să vă spun foarte deschis, ca președinte a Mișcării Ecologiste în cazul dat, că problema cu țânțăreni a fost politizată foarte mult. Deci este o problemă, cum să zic, ideologizată. Capacitatea tehnică a gunoiștii de la țânțăreni depășește încă, are o capacitate încă de 10 milioane de tone. Faptul că acum se duce și Chișinău începe să fie înconjurat de o centură de gunoiști, de deșeuri, deci sunt consecințele unei blocade care s-a făcut practic primăriei ca Chișinăul să sufoce în deșeuri. Deci noi avem tot dosarul legat de gunoiștea țânțăreni, de tot ceea ce se întâmplă în jurul Chișinăului, cu deșeurile ca să demonstrăm că dacă nu se politiza această problemă, era o altă situație cu deșeurile. La fel, noi considerăm că pasul care s-a făcut cu stația de purificare este o problemă de 40 de ani, practic, din 1968 și acum a găsit soluții. Deci, la fel, asta a costat, în primul rând, voință politică. Deci, această voință politică a existat ca să se facă ordine. Și există a treia problemă, în privința căreia încă noi nu ne-am pronunțat până la capăt,
Mă refer la uzina de incinerare a deșeurilor, unde, din păcate, iarăși elementul politic este predominant și din cauza acestui element politic încă nu s-a ajuns la un consens. Deci noi vrem ca ecologiștii care nu fac partizanat politic să poată să se pronunțe clar care sunt beneficiile pentru Chișinău într-un caz sau în altul. Și ultimul aspect pe care vreau să-l spun la fel deschis, noi nu aducem elogii nici unei conduceri. Începând încă până la 90 și până în 2011, problemele de mediu în Chișinău au fost persistente. Ele au fost dominante, dacă vreți, dar nu toți s-au plecat asupra acestor probleme în egală măsură. Din acest punct de vedere, noi am pierdut în 20 de ani peste 500 de hectare de spații verzi și noi am dorit foarte mult ca mandatul pe care îl va lua Dorin Chirtoacă începând din 2011 până în 2015 să fie unul ecologic și spațiile verzi, în primul rând, să fie una din politicile de bază și ale Consiliului, dar și a primarului. Și legea din 1999 cu privire la spațiile verzi care garantează integritatea spațiilor verzi trebuie să fie pe masa primarului Dorin Chirtoacă să nu dispară de acolo și să o implementeze în viață. Noi mai vrea să discutăm și alte subiecte legate de perspectiva ecologică a Chișinăului și credem că odată cu această opțiune pe care a făcut-o organizația Chișinău a Partidului Ecologist, primarul Dorin Chirtoacă o să fie mult mai atent la mesajul pe care îl transmit ecologiștii spre primăria și Chișinău și capitala. Vis-a-vis de situația ecologică în orașul Chișinău și prevederile noastre programistice, vom susține de curând o conferință de presă. Pe altă temă. Vă mulțumesc dacă nu mai sunt întrebări.